După ce Concita cu Cârnăciorul din nume, nu din dotare, a câștigat Eurovisionul, o droaie de starlete au hotărât să-i calce pe urme. Bună seara! Bună seara, Europa! Vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră! Salutare, măi băiete! Arăți foarte bine! Ce faci diseară? Să rămână doamnă sau să trăiți, domnule, că nu-mi dau seama încă. Ai, nu fi nesimțit. Acum, Daniela este de o calitate la fel de îndoielnică precum Concita sau invers. Mădălin Voicu, în schimb, s-a prins la ce o să facă Eurovizionul reclamă în viitor. O să fie o vânzare masivă de vaselină în următoarele. Gates, ok, da, am înțeles. Lăsăm gay în plata Eurovizionului și trecem la inundații, că ele au scos din foame televiziunile actiate după senzațional. Dunărea crește de la o oră la alta cu 7.000 de metri cubi pe secundă și va ajunge la 1.000 de metri cubi în 5 zile, se tem hidrologii. Deci Dunărea crește de la o oră la alta cu 7.000 de metri cubi și în 5 zile va ajunge la 1.000 de metri cubi. ProTV-ule, aici e o fractură la logică. Dunărea crește de la o oră la alta cu 7.000 de metri cubi pe secundă și va ajunge la 1.000 de metri cubi în 5 zile, se tem hidrologii. Rămânem la inundații pentru o bâlbă de zile mari, marca Antena 3. În jurul orei 14 și un sfert, așadar în urmă cu aproximativ 15 minute. Tot inundații avem și la Digi24, un post unde Eugen Barbu, reporterul, nu scriitorul, inventează ziua de 29 de ore. Râurile Putna și Râmnicul Sărată din județul Vrancea sunt în acest moment sub cod roșu de inundații până la ora 24, iar până la ora 29 alte 14 județe din sudul și centrul țării sunt sub incidența unui cod portocaliu de inundații. Bre, reporterule, parcă ești din groapa lui Eugen Barbu, al cărui nume îl porți și îl faci de ocară. Sunt în acest moment sub cod roșu de inundații până la ora 24, iar până la ora 29 alte 14 județe din sudul și centrul țării sunt sub incidența unui cod portocaliu. Și la final, un alt subiect pe care televiziunile l-au exploatat la maxim a fost legat de bolnavul închipuit Cătălin Botezatu, care are o arteră ce duce inima la sânge înfundată. Am încheiat citatul. În cazul lui Cătălin Botezatu, din câte spun medicii, o arteră care duce inima la sânge este înfundată. O arteră care duce inima la sânge este înfundată. Vă prezentăm acum invitați de tot râsul în emisiunile TV de pe la noi. Începem la Măruță cu Tudorel, care cică e fisul. Mi s-a făcut limba sărată așa de la scociul ăla. Scoici, nu scoci. De la scoici. Scoici, scoici, nu scoci. Da, de da, care da, vrei? Scoici. Bă, Măruță, așa tată, așa fiu. Și deodată scoci să mănânce, că poate îi se încleștează fălcile și nu mai vorbește. E prima dată în viața mea când am mâncat scociu și cred că o să-mi pun în dorință. Păi numai ce scoci, scoici. Ah, scoici. E prima dată în viață când mănânc scoici și o să-mi pun o dorință. De la Tudorel cel sărac cu duhul, trecem la omul care transpiră instantaneu. Gabi Cotabiță știe cel mai bine cum e cu tații de fete, că și el se numără printre ei. Ei, n-a că m-ai făcut curioasă. Tații de fete care au fost toată viața niște curbari, mă rog să-mi scuzați expresia frustă, primul lucru spune, bă, dacă fie mea face ceva când o fi mare, o omor pe ăla sau omor pe ea. Ce-i face, domne, că nu-i face niciunul nimic din ceea ce nu i-ai făcut și tu alteia. Mă, Găviță, nu te contrazic. Hrubarul, tu ai o fată, eu am doi băieți. Da, mă, am o fată, dar să nu uităm, mă cheamă Hrubarul, nu Curvarul, da? Îl lăsăm pe Gabi și trecem la Luminița Angel, care bate apropouri. Și am înțeles din rețeta lui Doru că e pufoasă și dacă o frece, e îngrosată. Am înțeles bine? Și e și neagră. Da, mă rog. Ce e neagră când e îngroșat? De gust nu mai vorbim. Ei, nu vă mai gândiți la prostii, cum ne-am gândit și noi. Limba română are foarte multe înțelesuri. Și am înțeles din rețeta lui Doru că e pufoasă și dacă o frece, e îngroșată. Un alt invitat de soi, telefonic de data asta, este fostul premier pentru două luni, domnul Răzvan Ungureanu. El ne anunță că orașul medieval Târgul de Floci, ne scuzați, este lângă Fetești. Mihai Viteazu s-a născut în Târgul de Floci. Târgul de Floci a fost o localitate medievală aflată pe brațul median al Dunării, undeva, cum ar fi astăzi orașul Fetești, cam pe acolo. Dragă domnule Ungureanu, ruinile Târgului de Floci pot fi admirate când mergi mata spre mare, pe drumul Țăndărei Giurgeni-Vaduoi. Așa că dacă tăceai, filozof rămâneai. Mihai Viteazu s-a născut în Târgul de Floci. Târgul de Floci a fost o localitate medievală aflată pe brațul median al Dunării, undeva,
cum ar fi astăzi orașul Fetești, cam pe acolo. Și chem cu ea, doar cu ea, doamna Monica Datoiu și-a dat singură definiția. Pentru prima oară, stimați telespectatori, noi nu o contrazicem. Dacă urmăriți ce se scrie pe bloguri despre doamna Datoiu, este o babă care le știe pe toate. Da? Și... eu chiar le știu pe toate. A, înțelegem, le știți pe toate, dar ați trecut prea ușor peste chestia cu baba. Dacă urmăriți ce se scrie pe bloguri despre doamna Tatoi, este o babă care le știe pe toate. Da? Și eu chiar le știu pe toate, asta e diferent. Știi, o maică, mie mi se-ți bate un ochi, îi cheam. Va fi ăla cu care te uiți pe-n gaură cheie. Te-a tras curentul Matildo. Au, bate să te bată cum le știi tu pe toate, filofteiu, parcă ai fi Madame Tatoiu. Da, chiar de ce nu sunt pe Tatoi ca să spună că ea le știe pe toate? E, dă-o încolo de treabă că nu le știe și ea pe toate. Cine? Madame Tatoiu. Zău? Dar ce nu știe Matildo? Cine? Tătoica. Păi, nu știe să se oprească odată filofteiul dintr-o încărneală să se oprească. Mulțumim, mămăițelor, mulțumim foarte mult, Filofteia și Matilda. Arată, vă ține bine, să pe concurse, exact stilul ăla. Este foarte grea meseria de prezentator. Și pentru asta, cu smartphone-ul în mână, te plângi șefului că te surprinde camera? Tot din cauza telefonului, un reporter al realității face praf transmisia. Pardon, nu o face deloc. Radu, bună dimineața, te ascultăm. Radu, ne auzi? Da, vom reveni cu colegul nostru Radu Țuțulan de îndată ce vom restabili această legătură. E, dar atunci când ai poziție și te dai șmecher deși ești plin de lacune, poți răspunde în direct la telefonul personal, nu-i așa, băi, Ionescule? Acuzația este foarte gravă, dar eu mă nu mai puțin, mă sună Adrian Minu, trebuie să răspund. Da, Adrian. Sunt în emisiune. Te vor suna colegii mei, da? Te sună colegii mei. Hai, ok, scuze. Da. Trebuia să răspund. Ce texte mai ai, Medeline? Asta atunci când arunci cu chiftele noi. Tu ai, ești fată de tată și se știe că într-o astfel distanță... Am zis fată de tată? Da, tată de fată. Ești fată de tată și se știe că într-o astfel distanță... E tată de fată. Da, am zis fată de tată? Da, tată de fată. Și dacă tot ne ocupăm de el, s-o facem temeinic. Dacă nu știați cât de penibil pot deveni oamenii de televiziune, vă spunem noi, foarte penibil. Imaginile astea ne susțin. Suflet pune. Dar ce-i mai place să se dea interesant? Pune-mă mâna pe muncă, nu te mai căca pe tine atât. Nu mai fabrica scandaluri. Apropo de scandaluri, în celebra emisiune a rockerului închipuit de mai sus, Naomi se ceartă cu toată lumea, pentru că n-a trimis-o pe ea la Eurovision să se bată cu cârnăciorul Concitei. Ce tot vorbim? De ce ne-ai adus, dragă Mădălin, pe Horia Moculescu? Vrei să fiu singură? Între trei oameni care n-au nicio legătură cu muzica? Ok, hai să... Poate a terminat conservatorul și nu știm noi. Habar n-am. Unde este Mihai Trestariu? Unde este Minodora? Hei! De ce n-ai păstrat-o? Naomi, hai că am început să mă enervez. Deci, acum te rog să te oprești puțin, pentru că nici noi nu suntem proștii tăi să ne pui la zid. Nici voi nu sunteți proștii ei, dar sunteți făcuți grămadă, toți. Felicitări pentru lături. Wow, biz! Nu știu de ce ai spumele astea pe tine, că nu te-a jignit nimeni. Da? Noi discutăm aici despre faptul că România are un buget pentru acest spectacol cât avea Concita Diurna. Lasă, ca să înțelegi. Lasă, dragă, că ca și tine. Despre asta se vorbea. Da? Am făcut o paranteză. Bun. Dacă nu a zis voie. Nimeni. Voi nu sunteți specialiști. De ce vorbiți despre Eurovision? Ce treabă ai păi, cu Eurovision? Da, acum nu știu cum să spun. Lângă noi se află o altă celebritate și anume... Sexy Anca Moroșanca. Și pe numele adevărat? Vasile. Cum ar fi, cum spunea feblețea mea Mircea Badea, sunt Vasilic 1980. Sunteți printre puținii transexuali
mai liniștiți, totuși, nu? Da, fiindcă sunt și emotivă. Știți că înainte am lucrat ca pe șantier, ca macaragiu, dar să știți că sunt foarte supărată că se uitau toți la mine sub fusta mea, să se uitau toți. Și așa v-ați apucat de cântat? Da, fiindcă mă ciupeau toți de fund și au... Au, au, mi-am dat seama că pot să cânt pe înalte, domnul care nu știu. Hai, Mărie, și mi-arată, hai, cum erai când erai fată, hai, hai. Stânga, unu, dreapta, doi, ca așa-i hora pe la noi, băi, șagiri, din scos, dar fuge vocea. Am observat, s-ar putea să aveți mari șanse la Eurovision, cred. Nu, 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 că nu prea mă interesează, toți sunt ciudați acolo, nu prea găsești băieți. Asta cam așa e, să știți. Da, mă gândeam să mă rolez în armată. Știți că mi-mi place să dorm pe paturile astea suprapuse. Eu prefer să dorm de sub. Bine, mulțumim foarte mult. Ești îngrozitor. Trecem în... Vreți să vă dau o guriță? Trecem la colega noastră care este fată. Guriță! Guriță! Alexa! Vă prezentăm acum tâmpenii din emisiunile de știri. Începem cu ProTV-ul, care ia interviu viitorului Puiol, sau știe el mai bine. Ce echipă îți place ție așa? Barcelona. Barcelona? De ce? Pentru că ai frizura lui... Messi. Alu Messi? Alu Puiol, seamănă mai mult. Alu Puiol. Puiol, alu Puiol. Puiol. Trecem acum la realitatea, unde o prezentatoare ne anunță că a intrat în a treia oră de program. Sau a doua... Bună dimineața, bine v-am regăsit în CPC, de a treia oră a dimineții de știri. Să vedem titlurile orei, cea de-a doua oră. Cea de-a doua oră a dimineții de știri. Ajungem acum la B1 TV, ne scuzați, unde Sorina Matei vorbește despre un porc, sau despre un port. De ce domnul Mazăre vrea să ia porcul, portul Constanța? Obiectiv strategic, doamnelor și domnilor, nu e de râs, e de plâns. Trecem acum la Antena 1, unde Gabriel Osmanovici, conform obiceiului, trage o bâlbă mică, cea mai mică. În mai puțin de o lună, lună. Așadar, Osmanovici s-a bâlbâit puțin, dar colega lui, un pic mai mult. Flăcările au cuprins și mașina de lângă, pompieri. Fata dragă, ai avut de unde să înveți. Să-i mulțumești colegului pentru elocința exprimării. Flăcările au cuprins și mașina de lângă pompieri. Și am lăsat pentru final bâlba săptămânii. La B1 TV ne scuzați din nou, ci că se reindustrializează România. Deputatul PMP Elena Udrea consideră că reindustrializarea României este prioritate economică pentru țara noastră. Ești aproape la fel de tare ca Bartoș pe vremuri. Vă aduceți aminte? Vor primi gratuit vaccinul copiii instituționalizat. Numai că bâlba ta e mai actuală. În rest, aceleași poceli minunate de cuvinte. Reindustrializarea României. Reindustrializarea României.